nou video alimentar. De data asta am fost în Penny. Am mai filmat un video din Lidl, dar l-am șters. Sper să nu mi se întâmple și de data asta. Din greșeală l-am șters pur și simplu de tot, pentru că nu l-am mai putut recupera. Sper să nu mi se întâmple și sper să fiu mai atentă, că în ritmul ăsta o să rămân fără clipuri. Am cumpărat de 170 de lei. Bineînțeles, aici am plasele mele Kaufland nelipsite. Sunt așa, plinuțe și nu prea. Am luat o pâine integrală, Stella Franzella, 300 de grame, cred că am dat 2 lei. Și mai am făină toast, asta e pentru toast. E bunicică, cu făină integrală, produs în România. Cred că am dat 5 lei pe ea. O pun la... Dacă se aude ceva, să știți că aici e o petrecere de onomastică. Se aude cântând cu mulți ani trăiască. Da, aici avem niște marshmallow pentru barbecue, dar... După cum se vede, eu am mâncat așa, merge și așa, cred că au costat 9 lei. Am luat niște legume pentru ciorbă. Am aici un Maggi, secretul gustului, 2 lei și ceva cred că am dat. Aici am niște pipote și inimi, 9 lei 500 de grame. Aici am niște, cum se numesc astea, rulouri cu napolitană. Sunt umflute cu vanilie. Astea sunt bune, chiar foarte bune. Aici am luat din ca niște pombăr, smântână și cred că mărar. Mai am aici o napolitană der. Una am mâncat-o, apropo, cu cea cu vișine, foarte bună, foarte, foarte bună. Fiecare 2 lei și ceva. Mâncare cățelului. Aici am 1,5 kg de carne. Am luat-o de la vitrină. 1,5 kg am dat 5 de lei. A costat 25 de lei kilogramul. A fost 1,5 kg. Bine, 1 kg. 1,420 kg de grame. Am dat 35-49 de lei. Am luat de la vitrină, că eu am o toc și mi-o pregătesc eu ori pentru chiptele, ori pentru perișoare. Și mi-o pregătesc eu, că e cea mai bună, pentru că știu ce toc și știu ce mănânc. Aici am așa. Aici am salam Sinaia, salam bănățean. Cred că am fost 5 lei fiecare sau 4 lei fiecare, nu mai știu. Cred că 5 lei. Sau poate chiar 6. Aici încă o caserolă de pipăte și ei. Nu fă gălăgie! Tot 9 lei. Aici am luat, nu știu de ce am luat eu așa, 100% produs românesc. Am luat așa, pulpe de pui cu o porțiune de spate, atașată. Am dat 11,44 lei. A început iarăși ploaia. Am dat 11,44 lei. Da, nu știu dacă e vreo mare diferență, dar sincer, în caserolă arată mult mai bine decât în pungile astea așa. De preț nu cred eu că e prea mare diferența. Am aici ouă, 25 de lei cu 80 și 6 de bani, dacă nu greșesc, 30. Mai am aici ciuperci, am luat așa, în cutie, pentru că mai am o cutie cu mazăre și vreau să fac cu pui la cuptor. Și pun legume tot cu sos, ce interior și cu cel din mazăre. E cățelul, a avut de gălăgie afară și protestează. Păzește casa. Și o pun așa la cuptor, îi mai pun eu niște roșii, mai adaug eu niște ceapă și atât. Nu pun nici cartofi, nu mai pun nici nimic. Și este o mâncare gustoasă rău. Și ultimul lucru, sau ultimul produs,
imediat am luat 8 plicuri de la Festa Strong, 3-in-1 Strong. Ăsta foarte bun. Am încercat și altele, sau Nescafe și Jacobs, dar nu știu, nu, ăsta îmi place cel mai mult. Are o aromă diferită, nu știu, mie îmi place. Chiar e gustos și chiar îmi place. Da, astea au fost cumpărăturile mele din Penny. O mele, dacă v-a plăcut, vă rog, lăsați-mi, ca de obicei, cum vă zic eu mereu, lăsați-mi un like. Vă doresc un sfârșit de săptămână